Sâmbătă, 23 aprilie, la școala gimnazială din satul Broșteni, comuna Ninoasa, s-a organizat în premieră o revedere. Promoția 1986 a clasei a 8-a s-a revăzut după 30 de ani. Într-o atmosferă încărcată de emoții, profesorii și elevii prezenți au trăit câteva clipe din viața de elev și profesor. Mă bucur foarte mult că nu m-am citat și ați reușit, după 30 de ani, să ne revedem cu toții pentru a ne aduce aminte de unele întâmplări petrecute împreună. Una din calitățile deosebit de importante pentru profesori este aceea de a ști să ne apropiem de elevi, să-i cunoaștem cât mai bine, atât pe ei cât și pe părinții lor. Acela care iubește elevii este un bun pedagog și în felul acesta își apropie elevii considerându-i ca pe copiii lor. Elevii au o mare tragere de inimă de a învăța, de a se comporta civilizat, pentru a contribui la spiritul de disciplină, obține rezultate foarte bune la învățătură și la o conduită ireproșabilă. Cu toate că din cei 40 de elevi care au absolvit clasa 8-a la această întâlnire de suflet au fost doar câțiva. Momentul a fost unul deosebit, mai ales că elevii de ieri, astăzi oameni realizați, au luat loc în bănci, iar dirigenții au strigat catalogul. Coroiul Liliana, Glejar Mihaela, Gușetoiul Gheorghiță, ce domnie de Gheorghiță! Și ce fugea de la școală din cauza mea. Îl cam urecheam că mi-i plăcea tatea. Și venea tare că s-o la școală. Doamna Hera, puneți mâna pe derbedeul ăsta că e deștept, dar nu vrea să vezi. Tovarășa! Ia cu Mirela. Izabela. Organizatorii, bibliotecarul Izabela Iarca și profesorul Gheorghe Simon, i-au provocat pe cei prezenți la o discuție despre viața de elevi din acei ani, în care erau și restricții, dar și o activitate bogată în evenimente. Am funcționat la această școală de la 1 septembrie 1964 până la 31 august 2002. Înainte de a funcționa aici, am funcționat 9 ani în județul Maramureș, acolo mi s-a dat pe Cartancuri, cum spuneau marea majoritate. Am venit în 1964, iar din 1965 până în 1980, vreme de 15 ani, am fost director și director coordonator al acestei unități școlare, perioada în care, cu ajutorul sătenilor, cu ajutorul vostru al copiilor, cu ajutorul Consiliului Local, al Inspectoratului Școlar, am reușit, în primul rând, să asigurăm o bază materială corespunzătoare desfășurării învățământului. Nu aveam nici săli de clasă suficiente. Am construit un atelier școală, adică la școala veche, am construit o sală de gimnastică acolo, așa, mai mică, dar era posibilitatea unde să se facă ora de educație fizică. Apoi am construit această școală cu 10 săli de clasă, am utilat-o cu tot ceea ce este necesar, având două laboratoare de biologie, chimie și de biologie și de chimie. Am avut un colectiv de cadre didactice care și-au făcut pe deplin datoria, un colectiv unit care au muncit și care n-au prețuit niciun efort, reușind nu numai pe plan instructiv educativ la nivelul școlii, dar chiar și pe nivelul artistic. Formația de dansuri a școlii noastre, condusă de profesorul Cretu, profesor de educație fizică, am ajuns la fază finală cu ei, deci am făcut fază de țară, am concurat cu ei și am adus diplome de onoare, făcând cinste comunei din care noi făceam parte. Dascălii au primit din partea elevilor flori și diplome de aniversare. La finalul întâlnirii, primarul comunei Aninoasa, Ștefan Benonie, le-a urat celor prezenți viață îndelungată și multe realizări pe plan profesional. Mulțumesc pentru invitație și ascultând aici la domnul profesori, parcă
mă gândesc și eu cât de curând, în curând, cred că după Paști, după sărbători, avem și noi programată la mine, la Bădești, acolo, o inițiativă de asta de revedere. Eu țin să vă spun că, domnul profesor știe, am avut profesor și diriginte pe domnul Peti, Cornel Stoica, și care de-abia aștept să văd această revedere. Iar ascultând aici, domnule profesor, la doamna profesor, că de uneală mare, știți ce înseamnă uneala? Foarte frumos a vorbit. A fost un colectiv unit. Era bine să fie și directoarea actuală în acest moment al dumneavoastră. Are probleme, doamna directoare. Eu zic... Nu, te-am întrerupt, Izabela. Deci, eu vreau să vă spun o singură problemă. Indiferent ce ajungeți în viață, indiferent ce am ajunge în viață, tot oameni suntem. Funcțiile, a spus foarte bine, sunt trecătoare. Iar nu trebuie să uităm și ceea ce povestesc domnii profesori aici, cât de frumos vorbesc de ce avea asamblu aici, de jocuri populare, de cutare. Eu asta am vrut să văd în școală tot timpul, care cu greu, eu vreau să vă spun, nu am prea mult în spatele meu. 2-3 ani, că un an până te acomodezi, până... Dar vreau să vă spun că îmi pare foarte rău că școala generală a Ninoasa am luat-o prea de jos, care a uitat aceste asamblele, aceste coruri, aceste... Uitați-vă la alte comuni. Corbi, Boteni, care vreți dumneavoastră. Luați-le pe râu, doamne, pe unde vreți, pe altul. Vedeți unde au ajuns elevii.